When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. Oh, I thought the Beast had won it all. You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. Let me infiltrate the beat. Concentrate the heat. If you ain't on my level, fuck it, let me be. Numele meu este The Plant, cu ceea ce mă ocup se numește street art, cu influențe de graffiti și stencil. Eu, ca persoană, sunt o persoană destul de echilibrată și în liceu, prietenii mei cei mai buni îmi ziceau că sunt ca o plantă, sunt așa chill look, chill. Mi-a plăcut ideea de The Plant și nickname și am asociat cu tot felul de chestii. Street art-ul a pornit în mare parte în America, în ghetouri. Aici vorba mai degrabă de lupte de teritoriu, oamenii din ganguri își făceau o semnătură pe care o dădeau prin diferite locuri să arate că acela e teritoriul lor. No, cu timpul chestia asta e ridicată la un alt rang, la rangul de artă, poate fi dusă până la rangul de artă de galerie. Prima dată când am intrat în contact cu street art a fost prin 2008. Eram prin clasa 7 atunci, mi-am cumpărat primele spray-uri din banii mei de buzunar, care primeam 10 lei pe zi. Și am început să desenez, nu foarte bine la început, dar vedeam tot ce era pe pereți din jurul meu când mă întorceam de la școală și eram super inspirat de chestia asta. După am avut o pauză în liceu până prin clasa 11 în care n-am mai continuat pe chestia asta, dar m-am ambiționat foarte mult să desenez și umpleam sketchbook-uri pline cu schițe, în general graffiti și litere și personaje. Din clasa 11 m-am re-ambiționat pe stensiluri și decupat și făceam pe atunci în Târgu Mureș CD-uri pictate și le lipeam prin oraș, prin locuri diverse care mi se păreau interesante. Proiectul ăsta l-am început și în Cluj la un moment dat, chiar când m-am mutat. Și după care am mers pe tema de stensiluri, sunt foarte impresionat de tehnica asta și de ce pot scoate cu ea. Tehnica se referă la șabloane pe care le desenezi și le decupezi. Fiecare șablon înseamnă o culoare. Eu folosesc șabloane multiple, ceea ce înseamnă că rezultatul va fi un pic mai realist decât folosirea unui singur șablon. Stilul meu e mai mult un amalgam de chestii. Are influențe foarte puternice în pop art, dar în același timp și graffiti și street art. La street art, ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că te poți folosi de orice suprafață, orice context în oraș pentru a crea artă gratuită tuturor. În pop art pot să zic că culorile mi se par cele mai captivante și cele mai importante. Graffiti, formele, literele, modul în care poți transpune un cuvânt într-o operă de artă. Lucrările de dimensiuni mai mari sunt colective, cu băieții din gașa în care pictez, V-Light Crew. Colegii din crew mă inspiră foarte mult și ne ridicăm cumva unul pe altul, în special SIS. Pictăm împreună deja de 2 ani, ne inspirăm unul pe altul și învățăm tehnici fiecare de la celălalt. Părerea mea personală e că nu te naști cu talent. E o chestie care o înveți dacă îți dorești cu adevărat să înveți. Te naști cu înclinații către o chestie, către artă, spre exemplu. Și atunci dacă îți dorești cu adevărat să faci chestia aia, muncești și tragi de forțele proprii atât de mult încât reușești să ajungi undeva. Prin mesaje, culori, le șterg un pic din griu care îl văd oamenii toată ziua trecând prin oraș, probabil cu ochii în telefon. Nu mă văd făcând altceva în afară de artă, nu mă văd cu un job la birou, să mă trezesc la 8 dimineața, să mă duc să tastez butoane toată ziua. Pentru mine cel mai important lucru e că mă simt bine făcând chestia asta și pentru mine e ca o terapie de senul. Cold War, I'm the hero that they asked for. Green, 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 green. I'm about to go, I'm about to go.